primul rând, bună ziua! Mulțumesc că ați venit la școala noastră. Școala Post-Liceală Vasile Alexandrie din Buzău este prima școală particulară acreditată din Buzău. A început să funcționeze în anul 1997. Inițial a fost o filială a Fundației Vasile Alexandrie din Iași, după care, bineînțeles, a rămas tot sub tutela Fundației Vasile Alexandrie din Iași, dar a devenit școală particulară, acreditată, care face parte din rețeaua unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică. Organizăm cursuri de calificare profesională pentru învățământ post-liceal sanitar. Am avut mai multe calificări din domeniul sanitar, dar acum funcționăm cu asistent medical generalist și asistent medical de farmacie. Îndrăznește! Puterea e în tine! Prinde curaj! Informează-te! Dă valoare informației! Implică-te! Autocunoaște-te! Îndrăznește! Până acum școala a funcționat de regulă cu câte 3 clase pe nivel. 3 pentru asistent medical generalist, 3 asistent medical de farmacie. Într-adevăr, în ultima perioadă solicitările sunt mai mari pentru asistent medical generalist. În primul rând, motivul pentru care ei optează este faptul că programele școlare au fost aliniate la nivelul Uniunii Europene, deci au calificare acum nivel 5 și au toate competențele recunoscute în Uniunea Europeană și, în al doilea rând, au posibilitatea de a se angaja în afara țării, fiind recunoscut acest certificat de calificare profesională. Solicitarea este pentru a pleca în alte țări, deoarece în România, deocamdată, numărul de locuri de muncă libere nu există în sistemul bugetar. S-au blocat posturile. În momentul în care se eliberează un post din anumite motive, eu știu, demisie, pensionare, postul se blochează automat și se deblochează în momentul în care se aprobă deblocarea acestor posturi.